Un bărbat de 65 de ani din Cordun și-a găsit sfârșitul vineri seara sub roțile unui autocamion. Omul venea pe bicicletă spre casă după ce și-a adus animalul de la Cireadă, când a fost strivit de roțile unei mașini de mare tonaj. Oamenii din sat au rămas șocați de ce s-a putut întâmpla cu vecinul lor. Sunt înaintea vacii și vrea să ducă acasă. Aici vrea să dea cu fundul înapoi mașina în curte. La aici ei acasă. O ținea de obicei mașina. A, da, că aici stă. Și șoferul e străin. E un băieț al străin. Dar omul care a murit, câți ani are? Aproape 70 are, aproape, da, aproape. Eu când am venit, auzăm larmele astea la mașină, dar n-am știut. Și când am ieșit la poartă și mă uitam că stau aici trei case. Ei, Doamne, dar acum dacă e pe strada noastră aici, cum e? Unde e mașina acolo? Eram așa un pic, cu sora mea. Și era vaca lui mortul, era lângă stâlp, pe ăștia. El venea cu vaca la Cireadă. Dar pe el nu l-am văzut. O coborât ghetul șofer și o zic că, vai, noi am zis s-o păză de vacă. Vai de mine, zice, ce-o făcut? Zice, cine sunt mașină? Și-o încep săracul a plânge și zicea, îți duc sac o seamă. Dar noi n-am știut că el sunt mașină moartă. Nu l-am văzut. Am stat acolo, dar n-am zis. Nu m-am uitat. E vecinul nostru pe aici. Da, săracul, nu servea așa băuturi. Vinea cu vaca, era harnic. Vine cu vaca de la Cireadă. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a-l scoate pe biciclist de sub roțile camionului. Am tăiat bicicleta și am scos victima care era surprinsă sub capul tractor. Medicul de la ambulanța civilă a constatat decesul persoanei. Când am sosit noi, într-adevăr, era fără persoana decedată. Fără puls, fără funcții vitale. Polițiștii au avut cea mai grea misiune, aceea de a elucida împrejurările în care și-a pierdut viața biciclistul. În ziua de 22 octombrie, în jurul orei 18, pe strada Libertății din comuna Cordun, s-a produs un accident rutier din care a rezultat decesul unei persoane. În urma primelor cercetări efectuate, polițiștii au stabilit că în timp ce un bărbat în vârstă de 35 de ani din comuna Gândinți conduce un autotractor cu semiremorcă pe partea stângă a străzii Libertății, circulând pe contrasens circa 20 de metri în dreptul unei locuințe, a surprins cu roțile din partea dreaptă a tractor ale vehiculului și l-a accidentat mortal pe un biciclist în vârstă de 65 de ani din comuna Cordun, care circula în aceeași direcție de mers. Cercetările sunt continuate de Poliția Municipiului Roman.